Bună dimineața, dragilor! Bună suntem în a patra zi de Iordania. Iordania. De aici e dimineața, e ora 6 dimineața, 6 jumate am mâncat. Am avut două zile pline în Iordania. Te rog, Adel, ghidul nostru, cel mai bun ghid din Iordania și vă recomandăm. Mulțumesc. Când veniți în Iordania, oricum el e șeful ghizilor români în Iordania. Nu puteți să treceți decât prin mâna lui. Așa că vă recomand să-l găsiți doar pe el și să mergeți doar cu el. Dacă rămâne în plus și nu găsiți, o să vă deși alți hit. Bun. Adel, spune-ne, te rog, în mare, ce am vizitat ieri și alaltă ieri. Deci în două zile pline, prima zi a fost oameni puțin obosiți, a trebuit de la graniță să vin direct la hotel, asta mă refer în ziua de vineri. În ziua de sâmbătă am avut cel mai frumos sau cel mai important obiectiv din Iordania, era vorba de Petra, am vizitat Petra cu oamenii și ne-am întors înapoi la Aman. Ieri a fost zi iarăși full day. Ieri am avut muntele Nebo, locul de unde Moise a văzut pământul păgăduinței, am avut superba, frumoasa biserică de la Sfântului Gheorghe din orașul Madava și apoi am avut cel mai bine conservat oraș roman de lume, este vorba de orașul Gherasa sau Geraș, cum este denumit actualmente, și apoi ne-am întors înapoi la Aman. Iar așa a fost zi super plină, oamenii au fost super mulțumiți, obiective, cele mai importante obiective din Iordania au fost vizitate în aceste două zile. Deci în două zile am vizitat aproape tot. Dacă e să vine să stați mai mult, cu atât mai bine. Vă așteptăm cu mare drag. Iordania, țara sigură, țara păcii, călătoriți oameni, cu asta rămâneți. Corect. Numai cu călătorie, să știți că astea sunt cele mai frumoase amintiri care le poate avea un om întreaga viață, faptul că el călătorește. Să știți că timpul trece, totul se duce, rămânem doar cu amintirile superbe unde călcăm și noi pe acest pământ. Vă așteptăm cu mare drag, numai cu domnul Ciprian, premdumnia sa, un om minunat, care pune suflet în tot ceea ce face. Pentru mine a fost o mare onoare că l-am cunoscut și sper să ne revedem curând în Iordania și cu alți oameni sau chiar cu cei care au fost. Sigur. Cu mare drag. Vă așteptăm cu mare drag. Sigur, mulțumim, Adel, foarte mult. Am avut un prelinaj bun cu cei care au venit prin Vocea Creștinilor, platforma Vocea Creștinilor. Am venit în Iordania, am fost și în Israel. Ne întoarcem astăzi în Israel. Nu uitați să vă uitați la aceste vloguri pe canalul meu, Ciprian Luca. Dați un like, trimiteți mai departe, încurajați prietenii dacă vreți să faceți o ieșire bună. Dacă vă place istoria, dacă vă place geografia, dacă vă place cultura, religia, deci, sigur. Din toate punctele sigur, de vedere, sunt locuri minunate, din toate punctele de vedere. O să fie super bine, vă promit, fie în Israel, fie în Iordania, programe superbe cu domnul Ciprian. Și nu numai așa. Toate destinațiile posibile, pe unde merge. Mergeți fără niciun fel de grijă. Sănătate multă. Dea Dumnezeu să ne revedem cu toții sau să ne vedem cu toții sănătoși. Doamne ajută! Mulțumim! Din Aman am terminat la hotel și ne îndreptăm spre Vama cu Israel. Faptul că ieri au fost niște probleme în Israel, s-a închis aeroportul pentru scurt timp, au fost niște rachete trimise de către Iran în Israel. Liban, de asemenea, știți, tensiuni destul de mari, dar s-au rezolvat rapid și ne întoarcem înapoi în Israel. Iar apoi mâine, adică mâine dimineață, azi mai vizităm Israelul, vizităm râul Iordan, rămânem în Israel și mâine dimineață ne întoarcem acasă. Fiți binecuvântați și abia aștept să ne vedem cu toții în România. Și am revenit din nou în Israel după 4 zile de Iordania. Ne bucurăm că am ajuns împreună cu pelerinii noștri, din nou la autocar, din nou cu fratele Daniel, cu Omar, șoferul nostru. Daniel, ne bucurăm să te vedem din nou împreună. Ne-am bucurat în Iordania. Dani, a fost tare dor de tine să revenim încă pentru astăzi, că mâine dimineață avem avionul înapoi în România. Daniel, ce vizităm astăzi? Și mie mi-a fost dor de voi, în primul rând.
Și acum mergem la Râul Iordan, ne urcăm în autocar și mergem la Râul Iordan, s-ar putea să avem chiar și botez astăzi, așa am auzit. Deși nu a fost chiar planificat. Apoi mergem la Capernaum, Muntele Fericirilor, ne închinăm pe barcă pe Marea Galilei și probabil că o să punem video, o să înregistrăm. O să mâncăm și peștele Sfântului Petru, sau cui îi place peștele, poate să aleagă și pui. Dar o să ne bucurăm pe lângă Marea Galilei astăzi întreaga zi. Așa că e o zi deosebită aici la Marea Galilei. Ne bucurăm pentru ultima zi, suntem și obosiți datorată și ne place ceea ce vedem, ne place locurile unde mergem. Așa că, Daniel, spune, te rog, ce ai pregătit sau ce vei mai avea pentru cei care se vor uita la acest video, care își doresc să vină exact pe urmele unde am fost și noi, bine, pe urmele Domnului Iisus în Israel și totodată în Iordania. Ai pregătit ceva pentru următoarele luni? Sigur că da, avem, dacă intrați pe canalul nostru, pe site-ul nostru, găsiți acolo, avem 6 octombrie, avem 4 noiembrie, apoi avem cu Vocea Creștinilor pe 3 decembrie, după care din nou și la începutul lui ianuarie, pentru cei care sunteți în vacanță, pe 2 ianuarie, din nou cu Vocea Creștinilor pe 23 februarie, apoi 7 martie de Ziua Femeii, un city break și nu numai Israel, avem, planificăm dacă Dumnezeu îngăduie Turcia anul acesta, de asemenea Iordania și multe alte locuri faine și frumoase, așa că vă așteptăm! Așa că accesați elniflatours.com, găsiți multe alte pelerinaje, nu doar cu noi, cu Vocea Creștinilor, dar fie cu noi, fie cu fratele Daniel. Daniel e cel mai bun ghid, nu doar un ghid, este și un păstor, este un mentor și are grijă de noi. Chiar dacă am întâmpinat unele mici, să zic că... ce-a fost ieri, Daniel? Spune ce-a fost ieri. Să spunem așa, aici e la ordinea zilei în Israel. Cu rachete, cu Libanul. Așa este. Deci au fost vreo 300 de rachete trimise în zona înălțimilor Golan, locul unde noi nu mergem cu grupurile turistice. Și au fost amenințări că vor fi mult mai multe, însă aceste amenințări s-au oprit. Nu s-a escaladat situația. Noi ne-am rugat, am fost puțin în suspans pentru câteva ore, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că totul s-a rezolvat. Iată că pelerinoșii s-au întors din Iordania și granița a fost deschisă. Totul este ok. Obiectivele turistele de astăzi sunt deschise, așa că... Nu am pierdut nimic. Nu s-a pierdut nimic. Mergem mai departe și mâine dimineață zburăm în România. Haideți cu noi și pe mai departe pentru ultima zi. Nu uitați să apreciați canalul meu, Ciprian Luca, comentați. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul El Nifra Tours, nu, Daniel? Pentru că Daniel aproape zilnic vine cu informații noi despre Israel, de ceea ce se întâmplă aici în Israel. Și dacă îți place și te rogi pentru Israel și susții lucrarea în Israel, haide, abonează-te și la canalul El Nifra Tours, de asemenea pe Facebook. Domnul să binecuvânteze lucrarea aceasta și în continuare rămâneți cu noi și haide să vedem ce ne mai așteaptă. Hai să mergem, Daniel! Salutare! Am ajuns cu bine, nu? Aleluia! Daniel, preia microfonul! L-am luat deja! Nu, cum sunteți, vitejilor? Asta e grupul vitejilor, așa v-am numit de la început, așa rămânem în continuare, vitejii Domnului, un grup de 40 de viteji care s-au încumetat să vină, chiar dacă știrile nu arată lucruri faine, dar după cum observați, zilele acestea a fost foarte, foarte fain și foarte în siguranță, nu-i așa? Da! Slăvit să fie Domnul! Suntem la Râul Iordan împreună cu pelerinii noștri și suntem aici pentru că am vrut să vizităm Iordanul cu toți, dar totodată și pentru faptul că avem candidați pentru botez. Sunt surori care vor să încheie un legământ cu Domnul Iisus astăzi în apa Iordanului, chiar în Israel. Haideți să urmărim și să ne bucurăm de această mare sărbătoare aici pe pământ, în Israel, la Iordan cu cei sus în ceruri, doar cu Vocea Creștinilor, un pelerinaj minunat, plăcut, care îl facem de fiecare dată cu mare plăcere, cu pastor Daniel Stanger, care este cu noi și care va oficializa botezul în apă acestor surori.
râul Iordan în limba ebraică se numește Iarden, care înseamnă coboară din Dan. Și Dan este locul de unde vine râul Iordan, deci este unul dintre locurile de unde izvorăște râul Iordan, iar localitatea Dan, care a fost localitatea daniților și de aceea se numește, este înălțimile Golan. Un alt loc de unde izvorăște râul Iordan este Bania sau Cezarea lui Filip și mai este un loc în Liban. Deci sunt trei afluenți sau trei râuri mici care intră în râul Iordan și se formează. Râul Iordan este unic în lume pentru că vine în Marea Galilei, iese din Marea Galilei și intră în Marea Moartă. Deci de aceea este unic pentru că iese de undeva și intră în altă parte. De asemenea, este unic în lume pentru că râul Iordan e plin de viață. Dacă ați veni aici, veți vedea cât mă ciupesc peștii la picioare. Deci e plin de viață și după aceea puteți să intrați să faceți masaj la picioare pe gratis. Dar când se varsă în Marea Moartă, se varsă mort. Nu mai e niciun pic de viață. Deși de aceea este unic în lume râul Iordan. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru ocazia aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru harul pe care ne-l dai să pășim din nou în apa Iordanului și mulțumim, Doamne, pentru minunile pe care le faci în viețile oamenilor. Doamne, mulțumim pentru ziua de astăzi, mulțumim pentru liniștea și pacea din Israel, Doamne. Mulțumim că putem să stăm aici, Doamne, fără vreo problemă și, Doamne, vrem din nou să simțim în continuare până la plecarea de aici, Doamne, ocrotirea Ta, pacea Ta și binecuvântarea Ta. Binecuvintează și actul acesta de botez pe care îl facem și îți mulțumim pentru toate. În numele scump al Mântuitorului nostru drag, Yeshua. Amin. Te botez în numele lui Yeshua, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Amin. Amin, așa, așa. Amin. Domnul să fie slăvit. Sora Laura a venit din Australia să facă botez. De dânsa n-am știut până astăzi de dimineață eu. Și când mi-a zis astăzi dimineață și mi-au zis și alte surori, vezi frate Daniel, să nu cumva, că dânsa nu vrea să plece până nu face botezul. Așa că am intrat puțin în panică și am zis, trebuie neapărat să fac, că zic, sora nu va pleca de aici și o să mai rămână o lună sau când mai rămâne. Vrei să-L urmezi pe Domnul toată viața? Toată viața! Domnul să fie slăvit pentru mărturia aceasta. Amin. Și acum, la porunca dată de Domnul, te botez în numele lui Yeshua. Amin! El a fost în picioare, orașul acesta, din secolul 8 înainte de Hristos până în secolul 8 după Hristos. 1600-1700 de ani ăsta a fost în picioare și se știe cu siguranță că este orașul Capernaum aici. 100%. De ce? Din două motive. 1. S-a găsit sinagoga pe care o vedeți aici. O să vorbim despre sinagoga tot aici, că este umbră și frumos și liniște și se aude ciripitul păsărelor, dar până atunci s-a găsit o inscripție care spune sinagoga a fost construită și donată, sinagoga din Capernaum, de fiii lui Zebedei. Și o să ajungem aici din nou să vorbim despre asta. Unul la mână, se știe că e orașul Capernaum datorită inscripției de la sinagoga, sinagoga din Capernaum. 2. S-a găsit o bornă kilometrică, milestone, care s-a găsit aici și de obicei la o bornă kilometrică, așa cum merge și călătorit, ce vedeți? Scrie orașul în care suntem și scrie numele străzii sau numele drumului și câți kilometri mai sunt probabil până la următoarea localitate. Aici s-a găsit o bornă kilometrică pe care o să o găsiți acolo, dar nu este scrisă în limba română și nici în engleză, pe care scrie Kfarnahum și jos scrie Via Maris. Via Maris, un drum principal al vremii respective, un drum cu vamă, iar aici în Capernaum era o intersecție mare, era de fapt ceva de genul ăsta, un fel de cotitură
care se făcea aici la Capernaum și de aici se mergea, șoseaua mergea până în Damasc, în Siria, pentru că eu vă spuneam că înălțimile Golan sunt acolo și după înălțimile Golan este Damascul. 60 de kilometri, 65 poate de aici, este localitatea Damasc. Deci Via Maris, drumul mării mergea până în zona respectivă. Deci se știe cu exactitate datorită acestor două dovezi arheologice că acesta este orașul Capernaum. Dar apoi, legea orală sau tradiția orală e foarte importantă. Aici s-a transmis din generație în generație că este Capernaum și orașul lui Iisus și de asemenea s-a vorbit despre minunile pe care Iisus le-a făcut aici în zona aceasta. Și acum hai să vedem de ce se numește orașul lui Iisus. Cine crede că are un răspuns? De ce Capernaumul se numește orașul lui Iisus? Pentru că dacă stăm să ne gândim, s-a născut unde? În Betleem. Și a crescut unde? Nazaret. În Nazaret. De ce se numește Capernaum, orașul lui Iisus? Păi de aici a început lucrarea. A început lucrarea, n-a început aici, a început-o în Nazaret, Luca 4, dar a făcut minuni multe aici. A fost de multe ori în Capernaum, dar haideți să vă zic, în Luca capitolul 4, când își începe lucrarea în Nazaret, spune că după ce au vrut să-l omoare, a plecat și a ajuns în Capernaum, unde a locuit. 3 ani din viață după ce și-a început lucrarea, unde a locuit? Aici, în Capernaum. De aceea orașul Capernaum se numește orașul lui Iisus. Unde a locuit? O să ajungem acolo. După câteva zile, Iisus s-a întors la Capernaum, s-a auzit că este în casă și vă vine să credeți că într-una din casele care sunt aici sau într-una din casele care sunt acolo, acolo sunt vreo 40 de case și aici vreo 40 de case. Într-una din casele astea s-a întâmplat minunea de aici. Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvânt. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până el din pricina norodului, nu au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul pe care, în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Și acum haideți să ne gândim puțin. Care dintre noi am fi făcut lucrul ăsta? Dacă am fi fost în locul celor 4 oameni, eu n-aș fi făcut asta. Știți de ce? Pentru că noi suntem oameni ai logici astăzi, nu-i așa? Uneori mai logici decât credința care ar trebui să avem. Și cei 4 oameni, dacă eu aș fi fost în locul lor, când aș fi ajuns la casa respectivă și aș fi văzut că casa este plină și nu poți să intri înăuntru, eu aș fi zis, aștept până seara când iese Iisus. Stau lângă poartă și când iese Iisus pe acolo, sunt primul care îi spun, uite, avem o nevoie, vindecă-l pe omul ăsta. Dar oamenii ăștia nu s-au gândit că trebuie să amâne. Pentru ei, ăsta era momentul iminent, ăsta era momentul potrivit. Și ei știau, și vă rog să fiți atenți acum, ei știau că nu e niciun alt moment potrivit pentru vindecarea asta, decât momentul ăla, să desfacă acoperișul. Dacă vă uitați la casele de acolo, și la casele de acolo veți vedea un anumit fel de piatră. Ce piatră este asta? Bazalt, că v-am zis de ea în autocar. Bazalt este o piatră neagră, de aceea satul Capernaum se mai numește și satul negru, datorită acestei pietre. Însă dacă vă uitați la sinagogă, sinagoga nu este din același material. Este într-un material mai târziu și pe lângă asta se văd urmele unde a fost sinagoga din secolul I. Nu știu dacă vă uitați dedesubt, sub pietrele acelea albe, dacă vă uitați că sunt pietre de bazalt. Le vedeți? Aceea a fost partea superioară a sinagogii din secolul I. Țineți minte cum se procedează aici în momentul când se dărâmă ceva? Nu se fac excavații, ci se astupă și se pune deasupra. Deci tot ce vedeți deasupra, aceste pietre albe care este calcar, deci acesta este materialul, acestea sunt din secolul IV spre sfârșit, secolul V, și se știe că e o sinagogă mai târziu datorită mărimii sinagogii. Sinagogile din secolul I nu erau așa de mari, exact cum este aceasta, ci erau puțin mai mici. Apoi, trebuie să deslușesc ce am spus mai devreme, și anume, sinagoga din Capernaum este construită de fiii lui Zebedei. Că v-am spus asta, că s-a găsit o piatră. Dar de în ce secol e sinagoga? În secolul 4-5, deci nu e vorba de fiii lui Zebedei, care au și ucenicii lui Iisus, care au fost Iacov și Ioan, fiii tunetului, menționați în Scriptură, ci au fost urmași de-ai lor cu 400 de ani mai târziu, din aceeași familie.
Dar acum vreau să scot în evidență ceva foarte important pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, că acești oameni n-au fost credincioși în Isus. Cine a construit sinagoga? Dacă erau credincioși în Isus, ce trebuia să construiască? O biserică. Și au construit o sinagogă, care înseamnă că ei nu credeau în Isus. Deși, haideți să fim foarte clari acum, unde a făcut cele mai multe minuni Isus? Aici. A petrecut câți ani aici? 3 ani. Eu cred că dacă în vremea respectivă și probabil că și la 600 de ani după aia, dacă te duceai aici la colțul străzii și întrebai unde a făcut minunea aia Iisus cu slăbănogul, cred că toți îți arătau care e casa respectivă. Deci aici se știa la câte minuni și la ce a făcut Iisus aici, și faptul că Iacov și Ioan din aceeași familie lui Zebedeu au fost ucenicii Domnului, asta nu i-a ajutat pe ceilalți de peste 400 de ani să fie credincioși. Și acum ajungem la o concluzie. Credința nu se moștenește. Credința se capătă. Capernaum face parte din cele 3 orașe blestemate de Domnul. Țineți minte care erau cele 3 orașe? Nu? Betsaida. Și încă unul. Nu? Cu C începe? Corazin. Corazin, Betsaida și Capernaum. La 5 km de aici, Corazin și Betsaida au încetat să funcționeze și să fie în picioare după blestemul Domnului. Capernaum e singurul care a mai rămas încă 800 de ani. Și atunci mă întreabă de ce. N-am răspuns, decât poate Harul Domnului a mai dat 800 de ani de pocăință acestor oameni, da? Dar Corazin și Betsaida au încetat să existe. Deci, casa lui Petru a fost aici și în spatele meu. Dar mai târziu s-a construit o biserică. După cum observați, ce vedeți aici este o biserică din secolul 5, adică în aceeași perioadă când sinagoga a fost construită. Iar între sinagogă și biserică, ia uitați-vă, 20 de case sau poate nici 20 de case au trăit împreună pentru câteva sute de ani, din secolul 5 până în secolul 8 sau 9, când acest oraș a fost dărâmat. Biserica aceasta este o biserică octogonală. Dacă vă uitați, sunt 8 laturi și în perioada respectivă, vorbesc despre perioada bizantină. Bizantină înseamnă perioada creștină timpurie, care a început în secolul 4 și a mers până în secolul 7. Și în perioada aceasta toate bisericile au fost construite în felul acesta, octogonal. De ce? Pentru că în mijloc e ceva important, iar octogonal înseamnă cu 8 laturi, care trebuie să înconjoare ce este în mijloc și ce este important. Și atunci, când au venit oamenii mai târziu, în secolul 20, și au început excavațiile, s-au gândit de ce oare aici au făcut biserica aceasta octogonală. Înseamnă că e ceva important în mijloc. Și dacă vă uitați acolo, este ceva în mijloc, au făcut săpături și au găsit o cameră tencuită, adică plastered. Și era o tencuială albă și pe tencuială au fost multe graffiti. Știți ce sunt graffiti? Nu, sunt inscripții, că noi am zis că puștii ăștia, tineri ăștia au inventat graffiti, dar de fapt în secolul I au fost graffiti, oamenii scriau pe pereți și au scris în limba ebraică. Și când au văzut ce scrie în limba ebraică, acolo scria, erau însemne iudeo-creștine, cum este peștele, care probabil că știți, era semnul că persoana respectivă era creștin, că nu mă puteam duce pe stradă și mă duceam, dădeam mâna cu fratele meu, frate, Domnul să te binecuvinteze, Iisus din Nazaret să te binecuvinteze. Nu puteam, că era perioada când puteam să fim omorâți pentru expresia asta. Și atunci, dacă îl vedeam și mă gândeam eu că poate să fie copilul lui Dumnezeu ca mine, ce făceam? Apucam să scriu pe jos, pe pământ, să fac un pește. Și fratele probabil că zâmbea, că a văzut peștele acolo și venea și făcea un alt pește lângă. Și asta ce însemna? Atunci ne îmbrățișam, fără să vorbim și să spunem cine suntem. Era un semn iudeo-creștin pe care toți oamenii îl știau, că asta însemna că ești creștin, ești copil al lui Dumnezeu și urmaș al lui Hristos. Dar cel mai important lucru, și nu toți teologii sunt de acord cu ceea ce spun eu aici acum, dar marea majoritate sunt de acord, s-a găsit o altă inscripție în ebraică care scria Yeshua Uamashiach. Iisus este Hristosul. Și când au văzut lucrul ăsta, oamenii și-au dat seama și au zis, sau poate ziceau, aleluia! Ce înseamnă asta? Că ăsta era un loc de închinare al primilor creștini. Așa că acolo a fost prima biserică existentă vreodată în lume.
Și în partea aceea, dacă vă uitați, este o statuie. Ia uitați-vă, statuia aceea este statuia Sfântului Petru cu cheile împărăției. Pentru că el a locuit aici, da. Deci s-a făcut statuia aici. Cheile împărăției nu i s-au dat aici. Dacă a citit în Scriptura, în Evanghelia după Matei, spune că în Cezarea lui Filip, ce înseamnă cheile împărăției, a spus acolo că ce vei lega va fi legat, ce vei dezlega va fi dezlegat. Însă catolicii au pus aici statuia pentru că foarte mulți oameni vor să-l vadă pe Petru ca fiind primul papă din lume. El este considerat în felul ăsta și oamenii spun, în mod deosebit catolicii, dar și protestanții noștri, că dacă vii aici și nu pui mâinile pe cheile împărăției, nu-ți merge bine. Am ajuns la Muntele Fericirilor, Mount of Beatitudes. Se numește în felul acesta deoarece se crede, conform tradiției creștine, că aici a avut loc cuvântarea de pe Muntea Mântuitorului. Și este vorba Matei, capitolul 5 până la capitolul 7. Dacă ați citit acolo, acolo este vorba despre rețeta fericirii. Citesc acum câteva versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, că și tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dacă cine vrea să știe rețeta fericirii, este aceasta. Nu să ai o mașină bună, nu să ai 5 copii, nu să ai un salariu bun, ci rețeta fericirii este să ne apropiem de Domnul, să ne temem de Domnul și aici spune care este rețeta fericirii. Biserica pe care o vedeți aici este o biserică octogonală. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în mijloc trebuie să fie ceva important, însă aici nu sunt ruine în locul acesta, ci arhitectul care a plecat în veșnicie a spus că sunt 8 fericiri. De aceea a făcut biserica cu 8 laturi și s-ar putea ca unii să zică nu sunt 8 frate, sunt 9. Și s-ar putea să aveți dreptate. Dar nu eu am spus că sunt 8, ci arhitectul. Și de-aia a construit biserica cu 8 laturi, iar în mijloc este Iisus, Yeshua, care a dat cele 8 fericiri. De aceea este construită în acest fel. Suntem la Marea Tiberiadă cu grupul de pelerini. În spatele meu am americanii. Nu sunt americani, sunt moldoveni la bază. Așa, Moldova e la frunte. A venit chiar din Statele Unite. Și bihorenii sunt cu noi. Timișorenii. Australia, din nou moldovenii, moldoviencile. Yes, moldoviencile. Așa, americancile. A dat-o moldoviancă, chiar dacă e americancă. Așa, australieni, avem aici australieni. Laura, unde ești, Laura? Laura e din Australia, Laura s-a și botezat, mulțumim Domnului pentru ea. O soră minunată, minunată. Suntem, cum ziceam, la Marea Tiberiadă, Marea Galilei. Mergem cu barca pe mare. Vânt este și vânt. Sperăm să fie ok. Dar e și cald, e foarte cald. Dar un pic de vânt nu strică. Aici izraeliții fac baie. Chiar dintr-un kibuț, dintr-un sat de aici din zonă. Iar noi mergem înainte să luăm barca. Zi, moldoveancă, zi! Ce vrei tu? Îți place la Israel? Da, sigur. Da, mult? Este o binecuvântare pentru noi. Da. Să fim aici. Super, super. Ce ai gândit? Ce ai gândit când ai venit? Că n-a să ajung. Că n-a să ajung și uite, Domnul a făcut să ajungi. Am mers și Domnul ne-a binecuvântat. N-ai avut nicio problemă.
No, adică au fost niște probleme, fost, da, da, dar ai ajuns până la urmă. N-ai cedat. N-ai cedat, da. Ilinca? Ilinca, tu ce zici, Ilinca? Zi și tu ceva. Da, vezi? Dacă am nevastă moldoveancă. Aceasta este una dintre marginile orașului Iope. Biserica de aici, de exemplu, este construită pe ruinele aproximativ ultimei case care a fost aici în cetatea Iope. Ce s-a întâmplat aici? Deschidem Scriptura acum și citim din Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 36. În Iope era o ceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope. Ca să înțelegeți mai bine, Lida este Lod de astăzi. Și poate ați auzit că unii spun că aeroportul este în Lod, da? Deci undeva la 17 km de aici, fiindcă Lida este aproape de Iope. Ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat, a plecat împreună cu ei, când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat, s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El le-a dat mâna și a ridicat-o în sus, a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Și dacă țineți minte, ultimul verset pe care l-am citit spunea: Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Se crede că aceasta este casa lui Simon Tăbăcaru și are mari șanse să fie. Aici, aici, asta de aici. Uitați-vă, scrie aici: House of Simon the Tanner, casa lui Simon Tăbăcaru. De ce are șanse? Pentru că Biblia spune că Petru era lângă mare, da? Și în al doilea rând, e singura casă care a fost găsită în ruine cu unelte de tăbăcărie. Iar într-un sat numai un tăbăcar era, nu erau cinci. Într-un sat cum e Nazaretul, numai un singur tâmplar era, nu erau cinci. În Cezarea, am trecut pe lângă Cezarea, era un om cu numele Corneliu,
sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune tot ce trebuie să faci. A doua zi, când erau pe drum, se apropiau de cetate, e vorba de Corneliu, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncare, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul ei se iarăși a doua oară: ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Ce l-a călăuzit Domnul pe Petru să înțeleagă? Că mântuirea e și pentru neevrei. Și de fapt Corneliu a fost prima persoană dintre neevrei care a primit Evanghelia în urma predicării lui Petru. Și de asemenea spune Scriptura, casa lui a fost botezată împreună cu el. Deci Petru ce a făcut? S-a sculat de aici și a mers până în Cezarea. Deci noi am venit în sens invers, deci el a plecat în sens invers, dar noi am venit în 50 de minute de acolo până aici. Se pare că drumul acesta se face undeva la 7-8 ore. Așa se făcea pe jos, fără oprire deloc. Aici este mănăstirea greco-ortodoxă, într-o zi este slujbă în limba rusă, într-o zi este slujbă în limba română. De aceea, dacă vă uitați, scrie și aici în limba română. Deci pentru viitor, dacă cineva vrea și este interesat să participe la o slujbă în limba română, și de ce este așa? Pentru că românii sunt un număr semnificativ în Israel. Aproximativ 400 de mii de români au început să vină începând cu secolul XIX. La ora actuală mai sunt în jur de 170 de mii de vorbitori de limbă română. Cei mai mult, cel mai mare procent de vorbitori de limbă română este în orașul unde locuiesc eu. Da? 15%, 8% sunt încă vorbitori de limbă română. Și dacă stăm să gândim, 15% sunt și oameni care au venit din România, de exemplu sunt nepoți ai celor care au venit din România. Ei nu mai vorbesc nicio babă în limba română, dar ei sunt considerați români la origine. De 15%, dar 8% sunt încă vorbitori de limba română. Și suntem la finalul pelerinajului nostru în Israel. Suntem din nou în Haifa. Sora Emilia, cum a fost pentru tine această călătorie pelerinaj în Israel, cât și în Iordania? Pot să spun că mi-a plăcut absolut tot, dar parcă mai frumos e Marea Mediterană. Da, și Marea Galilei. Okay. Și fericirile sus. Ai mai venit? Da. Okay. Dar ori numai pentru Israel sau numai pentru Iordania, pentru amândouă nu. Da, e mult. Sau? E prea mult pentru mine. Din punct de vedere fizic, nu? Fizic, da, fizic. Da. Deci nu îmi puteam imagina așa ceva. Dacă ar fi lucrat cineva un an de zile să proiecteze o asemenea excursie, n-ar fi reușit să facă ceva mai perfect. În primul rând, contează foarte mult ghidul. Ne-a dat Dumnezeu cel mai bun ghid din Israel care să ne conducă. Deci a fost ceva extraordinar, iar tot ce a fost... Deci a fost de vis, piste așteptări, a trebuit să vorbesc în alte limbi ca să priceapă oamenii. Ce lucru extraordinar am văzut. Nici nu pot să-mi imaginez că am putut să calc pe atâtea locuri în care a fost Iisus. Dar în toate locurile a fost, rămân uimit, abia aștept să ajung acasă să citesc Biblia de la capăt, așa cu creionul, ca să notez și să spun și aici am fost, și aici am fost. Dar nu-mi vine să cred, parcă e ceva, Doamne.
A fost extraordinar, sunt a doua oară în Israel, dar pelerinajul ăsta a fost mai deosebit, locuri mai deosebite. Cred că și fratele Daniel Stanger și, cum am zis și mai înainte, s-au legat niște relații de prietenie în câteva zile extraordinare, parcă ne cunoaștem de când lumea. Mulțumim frate Ciprian, mulțumim echipei de la Vocea Creștinilor, faceți o lucrare deosebită, mulțumim pentru toți invitații care îi aveți, sunt niște oameni deosebiți, ne rugăm în continuare pentru pacea Ierusalimului, iubim Israelul și știm că Dumnezeu va lucra, va fi de partea lor și le va da victorie. Întotdeauna, de când mă știu, eu am iubit Israelul, încerc acum să învăț din limba ebraică cât se poate și cred că mă încurajează și mai mult de data asta și mi-am dorit. Deși au fost persoane care au fost reticente în sensul nu vrei să mergi acolo, dar ești sigură că vei merge? Zic, da, eu merg prin credință și știu că Dumnezeu va pregăti o cale pentru noi. Și m-am rugat și a trecut toate așteptările. Mă bucur atât de mult încât îi mulțumesc prima dată lui Dumnezeu și vouă a tuturor. Pentru mine a fost unicat. Da? Pentru prima oară? Nu, a doua oară am venit, dar ținând cont că am făcut botezul în apa Iordanului, e ceva ce nu se poate descrie în cuvinte. Și doar venind aici și cei care n-au făcut pasul acesta să-l facă, simt ceea ce am simțit eu. Totul a fost extraordinar pregătit de Dumnezeu. Sigur. Dar ce m-a impresionat foarte, foarte mult a fost botezul sorei Elena, sora cu care a stat cu mine în cameră. Așa e, sora Elena, binecuvântată a fost astăzi și este în continuare. M-am bucurat atât de mult. Pretutindeni am simțit prezența Domnului, am simțit prezența Duhului Sfânt peste noi. Am fost reîmpus de bucurie și de fericire. Suntem mulțumitori comunității, suntem mulțumitori tuturor fraților, sororilor care au luat parte la acest pelerinaj. A fost minunat. Se merită. Se merită. Suntem mulțumitori și bucuroși. Mulțumim. Am pășit și noi pe urmă unde o pășit și Domnul Iisus Hristos. Am visat de 20 de ani ca să ajung în Israel. Fizic m-am pregătit de anul trecut, din martie, și Domnul mi-a dat posibilitatea ca să ajung. Ce-a fost cel mai bine? Toate. Săptămâna premergătoare a fost cea mai grea luptă din viața mea, dar binecuvântările au fost pe măsura luptelor. Și a fost foarte frumos la zidul plângerii, ziua de azi cu botezul, mărturile surorilor, fraților, toată lumea s-a luptat. Și Domnul a câștigat această luptă pentru noi. A fost o mare binecuvântare și o experiență care unică. Am dorit foarte mult să vedem Țara Sfântă. Soțul meu a fost visul lui. A ieșit pentru un minut și nu e aici, dar a fost visul lui de copil. A fost minunat. Am avut greutăți, am ajuns foarte greu, am avut piedici mari, dar nimic nu ne-a stat în cale ca să ajungem. Domnul ne-a ajutat, ne-am rugat, Domnul ne-a ajutat ca să ajungem în Țara Sfântă, să ne bucurăm. Ne-a plăcut totul, dar îndeosebi. Am simțit Duhul Sfânt, am simțit pe Domnul Iisus la noi în barcă. A fost un timp minunat cu laudă și închinare. Zidul plângerii, foarte. Am simțit că am fost lângă Iisus, am plâns lângă Iisus, i-am spus lui totul, măcar că știm că El ne ascultă oriunde, dar a fost minunat. A fost minunat să cunoaștem oameni în jurul nostru. Ne-am schimbat multe păreri, am auzit, chiar ne-a plăcut foarte mult ghidul care l-am avut. Am avut și creștin, am avut și musulman, am cunoscut puțin și din religia lor, care am văzut că multe lucruri bune poate să le iei și creștinii, cât de uniți sunt ei, cât de buni la suflet sunt, ne-au primit foarte bine.
ne-am schimbat părerile. Toți ne-au speriat când am venit încoace, dar ne-am schimbat părerile și de neamul de aici și de musulmani și evrei sunt foarte primitori, foarte iubitori. A fost foarte bine. În primul rând mi-a plăcut foarte mult echipa. Mi-am împrietenit cu Bianca și cu Ciprian și mă bucur că am venit prin greutăți, dar acum toate greutățile sunt în urmă și numai bucuria a rămas. Ne-am putut împărtăși toți împreună și cu cina Domnului. Am simțit foarte mult prezența Domnului când am luat cina și cred că și Domnul m-a vindecat. Cred că mai departe vrem ca acest colectiv să lucreze în continuare și să putem să călcăm pe urmele lui Iisus și să putem să ne umplem de Duhul Sfânt și să putem să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu și să facem și noi această lucrare împreună. Mai vin apoi? Da, cred că o să mai vin și cred că o să vin deja cu alți copii, cu soțul și ne rugăm ca pacea să vină peste această țară și ca să vină pacea peste toți, ca să putem împreună să venim și să ne bucurăm de această țară sfântă. Da. Bun, mulțumim, ne oprim aici pentru această călătorie care am avut-o încă de săptămâna trecută de luni, de fapt de marți, nu de luni, de luni am plecat noi de acasă. Astăzi este ultima zi, mâine dimineață ne pregătim să mai mergem în 2-3 locații, iar după aceea luăm avionul, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem cu toții bine acasă și noi cei în România și frații noștri din Canada, Australia, Austria, mai sunt câteva țări, Olanda, Republica Moldova, Spania, Franța. Wow, așa de mulți avem. Dacă ți-a plăcut acest material, acest vlog, ceea ce noi am prezentat, toate videole până în prezent și dacă ți-a făcut plăcerea să vezi mai multe, contactează în primul rând pe fratele Daniel Stanger. El se ocupă de pelerinaje în Israel cât și Iordania. Noi doar îl ajutăm și el este aici să poată să vă ajute și să fiți parte. Ori de câte ori aveți nevoie și vreți să fiți vizitatori a acestei națiuni, Israel. Dumnezeu să binecuvânteze Israelul cu pace, cu har și cu vindecare, cu mântuire. Noi până una alta ne reluăm rămas bun de la voi și Dumnezeu să vă binecuvânteze.